Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Seria festivităților de absolvire organizată de grupurile școlare din Reghin a continuat joi, 2 iunie, cu sărbarea organizată de Liceul Tehnologic Lucian Blaga. În ciuda ploii, evenimentul s-a desfășurat conform tradiției, reunind în lacrimi de bucurie și nostalgie absolvenți, diriginți, profesori, rude și prieteni. Surpriza a fost că liceul a avut de această dată 3 șefi de promoție, 3 elevi care au avut aceeași, cea mai bună medie, pe cei 4 ani de liceu. Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin și-a luat rămas bun de la încă o generație de elevi. Festivitatea de absolvire a promoției 2012-2016 a avut loc joi 2 iunie și în ciuda ploii care a persistat de-a lungul evenimentului, elevii claselor a 12 au fost însoțiți de diriginți, profesori și familii. Ne bucurăm ca în acest an școlar să avem 170 de absolvenți. Este vorba despre elevi din 7 clase de liceu care au început în 2012 și acum în 2016 finalizează cursurile liceale. O generație bună, din câte înțelegem. Toate generațiile noastre sunt bune, e drept, e o generație premiată, o să se vadă asta și la festivitate, cu multe activități, cu multe premii, cu participări la concursuri, proiecte, o generație care suntem mândri și care sperăm că va face o figură foarte frumoasă la bacalaureat, pentru că, până la urmă, asta va încununa eforturile lor de 4 ani și le va oferi posibilitatea să-și continue studiile mergând la facultăți. În fiecare an e diferit și în fiecare an e înălțător. E frumos și în același timp e plin de speranțe pentru cel care termină, iar pentru cei care au predat copiilor, e la fel plin de speranțe. Deci e bine să vezi copiii cum au intrat în școală, e și mai bine să vezi cum vor ieși după ce au primit o educație după 4 ani. Ce le veți transmite astăzi? Nu e de ajuns să intri la facultate, ci în momentul în care ai vrut să mergi la facultate, atunci să ai un scop în viață, adică din start să știi ce vrei să faci în continuare. E bine ca din start să te hotărăști că nu faci o facultate de dragul de a sta în bancă, ci facultatea se face de aceea ca să ai după aceea un rost în viață. Este minunat pentru că ați văzut și voi ce multe premii se acordă tinerilor din această instituție de învățământ și sunt mândră că au obținut întotdeauna recorduri la nivel de județ, mă refer la evaluarea prin bacalaureat și faptul că au foarte multe activități conexe și rezultate la nivel național, ceea ce este extraordinar. Și sunt chiar foarte uimită că elevii care au rezultate deosebite la învățătură, au rezultate deosebite și la activitățile extracurriculare, deci la activități sportive, culturale, de administrație și orice alt mod de a-și manifesta oarecum talentul și eu spun că și munca pe care o depun pentru a obține aceste rezultate. Pentru noi, ca și administrație locală, este un lucru extraordinar că avem copii buni, că avem un sistem de învățământ de care ne este rușine și cadrele didactice își fac datoria, iar părinții se bucură de aceste rezultate alături de noi. Este un lucru minunat să nu ne plecăm capul față de tinerii noștri, doar în semn de respect. Surpriza festivității pentru public a fost faptul că liceul a avut de această dată 3 șefi de promoție, 3 elevi care au avut aceeași, cea mai bună medie pe cei 4 ani de școală. Este evident unul emoționant, am ajuns la finalul ciclului liceal și sunt foarte fericit și încântat să fiu prezent astăzi aici. Ca șef de promoție, cu siguranță ți-a fost greu. Da, e bine, nu pot să zic că mi-a fost foarte ușor, dar nici foarte greu. Am întâmpinat numeroase dificultăți de-a lungul acestor 4 ani, dar cumva am reușit să trec cu bine peste ele și să ajung în această postură. Ce vei face mai departe? Mă voi duce la Facultatea de Istorie la Cluj. Este un moment emoționant și pot să spun că mă bucur foarte mult pentru acest moment și abia aștept să fiu acolo în jurul tuturor. Vei avea un discurs astăzi. Care va fi mesajul de bază, să zic așa? Vom încerca să le mulțumim profesorilor pentru tot ajutorul pe care ni l-au oferit în acești 4 ani, pentru că aceștia ne-au susținut și ne-au îndrumat în tot ceea ce am avut, în dificultățile noastre și în dilemele noastre. Ce vei face mai departe? Încă sunt indecisă, dar aș dori să mă îndrum, să mă orientez spre arte. Simțim că ne despărțim de o etapă importantă a vieții noastre. Simțim că a sosit timpul să mergem mai departe.
Oricât de mult am dorit să oprim timpul în loc, realizăm că anii de liceu au luat sfârșit. Și da, avem convingerea că au fost cei mai frumoși ani din viața noastră. Însă, nu putem uita un lucru, sau mai multe. Amintirile care ne leagă de această perioadă pun alături de noi și profesorii. Pe dumneavoastră! Ați fost alături de noi 4 ani de zile, și la bine, dar și la mai puțin bine. Absolvenții Liceului Tehnologic Lucian Blaga, promoția 2012-2016. Începem cu clasa a 12-a, profil matematică-informatică intensivă engleză, diriginte Rada Adriana și Rotaru Bianca. Clasa a 12-a B, profil filologie, secția maghiară, diriginte Trescan Cristina. Clasa a 12-a C, profil filologie bilingvă engleză, diriginte Sighear Tăuradu. Clasa a 12-a D, filologie intensiv franceză, diriginte Coșarcă Cristian. Clasa a 12-a E, turism, secția maghiară, diriginte Șicoș Devente. Clasa a 12-a F, științe sociale, din diriginte Bucinalina. Și încheiem cu clasa a 12-a H, profil turism, diriginte Costescu Mihaela. Seria festivităților de absolvire a liceului, organizate de grupurile școlare din Reghin, va continua vineri, 3 iunie, ora 9, cu serbarea pregătită de Liceul Tehnologic Ioan Bojor. Pistol cu aer comprimat ridicat de polițiști în timpul unei percheziții desfășurate într-o locuință din Beica. Cercetările aveau ca scop obținerea de probe în cazul unei persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Suspectul are 36 de ani și a mărturisit că deține arma fără documente, fiind cumpărată din Târgu Mureș de la o persoană necunoscută. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor. Un pistol cu aer comprimat a fost depistat de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș în cadrul unei percheziții domiciliare desfășurate la o persoană bănuită de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Potrivit unui comunicat al Poliției Mureșene, la data de 1 iunie, polițiști din cadrul secției de poliție rurală Petelea, sub coordonarea șefului Poliției Reghin, au efectuat o percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 36 de ani din localitatea Beica de Sus, județul Mureș, bănuit că ar deține ilegal un pistol. Cu ocazia percheziției domiciliare, polițiștii au ridicat un pistol cu aer comprimat, acesta fiind ascuns într-o anexă a locuinței. Bărbatul a declarat polițiștilor că deține arma fără documente, aceasta fiind cumpărată din Târgu Mureș de la o persoană necunoscută. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mureș. 12 trupe de mici actori au participat joi, 2 iunie, la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Concurs Interjudețean de Teatru pentru Elevi, Atelierele Taliei. Manifestarea este organizată de Casa de Cultură a Tineretului George Enescu și urmărește să le ofere copiilor posibilitatea de a se exprima prin arta teatrală, dar și să-și descopere noi talente. La ediția din acest an, juriul condus de actorul și regizorul Rudi Moca a decis că cei mai buni au fost elevii școlii gimnaziale Florea Bogdan din Reghin. Atelierele Taliei este un proiect de tradiție al Casei de Cultură George Enescu din Reghin. Este festivalul concurs interjudețean de teatru pentru elevi, iar anul acesta a ajuns la cea de-a 12-a ediție. Joi, 2 iunie, au fost prezente la Reghin 12 trupe de mici actori care au dorit să-și adjudece marele premiu. Ia cât au ocazia să-și expună talentul într-un concurs, într-o competiție reală, unde se întrec în, cu alte trupe, adversare din alte școli și ia cât aici obțin și premii. E important pentru noi ca instituție, deoarece de acum descoperim tinere talente, care le putem gestiona pașii spre un drum de realizare, spunem noi, având în vedere că și avem o trupă de teatru și oameni care se ocupă de acest domeniu. Și, bineînțeles, pentru
pentru comunitate cel mai important lucru este că se întâmplă. Se întâmplă un lucru frumos, o acțiune culturală importantă, o acțiune care își dorește să aibă și continuitate pe viitor, așa cum ați văzut a 12-a ediție, și să sperăm că și pe viitor primim aceeași susținere de a putea realiza acest proiect în continuare. Este foarte important pentru copil să se descopere. Cum poate să se descopere decât prin aceste activități? Se poate descoperi prin tot ce înseamnă teatru, dans, muzică, tot ce înseamnă extrașcolar. Trebuie să facem foarte clar și direct diferența între școală, între informații, cunoștințe și ceea ce înseamnă sufletul copilului, caracterul, care noi avem posibilitatea să îl șlefuim așa ca un diamant frumos care e nevoie de a fi șlefuit pentru a-și arăta frumusețea. Orice copil care este implicat, care devine responsabil, căruia îi se dau sarcini, care trebuie să dea dovadă de implicare, de seriozitate, acel copil va fi adultul pe care noi dorim să-l creștem. Nu va fi copilul care va fi copil și peste 20 de ani. Mă, vă citiți cartea aia? Grozavă carte, grozavă! Care? Una cu copertă galbenă, de vreo două de ele de grosime. Uite, domnule, scapă titlul. De două ori am citit azi dimineață în oră de matematică. Și acum vine pe copertă? Nu, galbenă de afară. Știu la ce te gândești. Aia cu câinele alta, mi-amintesc. Juriul festivalului concurs a fost condus de renumitul actor și regizor din Târgu Mureș, Rudi Moca. Cred că putem descoperi, nu, și viitori actori? Eu sunt convins că da, pentru că altfel nici domnul director Nastin, nici Casa de Cultură George Enescu n-ar iniția astfel de proiecte extraordinare, pentru că tot ceea ce înseamnă educație prin cultură, artă pentru educație, aici își găsește într-adevăr coroana regească. Eu sunt onorat de această invitație și sper ca din Reghin să plece destul de mulți actori sau viitori actori care vor alege această profesie absolut onorantă pentru toată comunitatea noastră. De această dată, juriul a decis că cei mai buni au fost elevii școlii gimnaziale Florea Bogdan din Reghin. Premiul 2 a fost adjudecat de elevii gimnaziului Alexandru Ioan Cuza din Târgu Mureș, iar pe 3 s-a clasat trupa colegiului Alexandru Papiu Ilarian. Mențiunile au fost oferite trupelor de la Liceul Lucian Blaga, Liceul din Deda și micilor actori de la Gimnaziul 7 din Târgu Mureș. Moment important pentru 90 de familii din cartierul Reghinean Câmpului. Duminică 5 iunie se va sfinți Biserica Ortodoxă cu Hramul Buna Vestire și Sfânta Muceniță Filofteia. Evenimentul îl va avea invitat de onoare pe înalt preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, care va oficia slujba de sfințire. Construcția bisericii, în care slujește preotul Teodor Vasile Roșca, a început în anul 2002, iar pictura murală este realizată de unul dintre marii maeștri ai României, Marcel Huma și soția sa Lia din Târgu Neamț. Biserica Ortodoxă cu Hramul Buna Vestire și Sfânta Muceniță Filofteia, situată în cartierul Câmpului din Reghin, va fi sfințită duminică 5 iunie. Evenimentul va debuta la ora 8:30, iar slujba de sfințire va fi oficiată de înalt preasfinția sa Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Debutează cu primirea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei la ora 9. Pe urmă urmează slujba de sfințire a bisericii, la ora 10 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, când avem și bucuria de a fi cu toții prezenți la hirotonia unui preot, unui tânăr teolog într-un preot, iar pe urmă la ora 12 cuvântări și agapă frățească care va avea loc în localitate. Biserica din cartierul Câmpului numără 90 de familii de enoriași. Este deosebită prin pictura murală, care a fost realizată de unul dintre marii maestri ai României, Marcel Huma, și soția sa, Lia, din Târgu Neamț. Deosebit este și faptul că poartă două hramuri. Hramul bisericii este Buna Vestire, primul hram, hramul mare, iar hramul mic este Sfânta Muceniță Filofteia, pentru că unul dintre ctitori, care a contribuit mai mult la această sfântă biserică, are pe soția Filofteia și datorită acestui fapt am reușit de am demarat cât mai rapid lucrările la biserică. Deci pentru numele soției sale am ales și al doilea hram, Sfânta Muceniță Filofteia. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în urmă cu 14 ani, iar construcția s-a făcut din donații ale enoriașilor, între care s-au numărat 4 familii. Deosebit a fost sprijinul financiar al unei românce stabilite în Spania, care a donat sume importante. Am început această biserică în anul 2002,
de la firul ierbii, nu era nimic pe acest loc. Lucrurile au continuat rapid la început, pentru că în 3 ani de zile biserica a fost încheiată, s-a terminat construcția până în 2007, iar din 2007 până în 2011 am reușit să transformăm această micuță biserică într-o operă de artă prin pictura care se vede. Și ultimii 2 ani, 2014-2015, am reușit de a amenaja puțin exteriorul bisericii, pavajul și gardul bisericii. Cei care doresc să ia parte la evenimentul de duminică 5 iunie trebuie să știe că va debuta la ora 8:30 cu primirea înalt preasfinției sale Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. 2 profesoare din statul american Alabama au poposit pentru câteva zile la Reghin. Au ajuns în orașul nostru după ce au făcut o scurtă ședere în localitatea Târgu Lăpuș din Maramureș. Scopul vizitei lor în România este reconstituirea vieții unui supraviețuitor al Holocaustului care trăiește acum în Statele Unite ale Americii. Se numește Max Steinmetz și s-a născut în România. Reghin a trăit o perioadă în ghetoul evreiesc. A fost închis și la Auschwitz, dar a supraviețuit, iar profesoarele din Alabama scriu o carte despre viața sa. Avem detalii imediat în jurnal după ce facem o oprire la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Vineri vom avea parte de un cer parțial noros. Mercurul din termometre urcă în Reghin și Târgu Mureș până la valoarea de 22 de grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Vizită inedită la sediul Dareghin TV. Pragul redacției noastre a fost trecut de un grup format din profesoare din Statele Unite și maramureșeni. Aceștia se află într-o deplasare de cercetare pe urmele unei familii de evrei care o perioadă de timp a trăit în ghetoul din Reghin. Profesoarele din statul american Alabama l-au cunoscut pe Max Steinmetz, un supraviețuitor al Holocaustului, născut în localitatea maramureșeană Târgu Lăpuș. Acum, cele 2 vor să reconstituie traseul parcurs de acesta și viața sa de dinainte să se stabilească în America. Proiectul lor le-a purtat mai întâi prin Maramureș, unde i-au cunoscut pe profesorul Viorel Filip German și economistul Călin Buț, care este acum ghidul lor prin țara noastră. I teach U.S. history and I also teach a course in Holocaust studies at my school, and I'm writing a book on a Holocaust survivor that lives in Birmingham, and his name is Max Steinmetz. We went to Târgu Lăpuș because that's where he was born, and we came to Reghin because we wanted to see his family lived here for a few years, and then they were in the Sas Reghin ghetto. He was deported in Poland. To Poland. Yes, to Auschwitz. It's beautiful, and the people are wonderful. It's very friendly and open hearts, and have been just so gracious to us. Povestea supraviețuitorului Holocaustului, Max Steinmetz, este una cunoscută în Statele Unite, după ce acesta a acordat și interviuri în care și-a povestit în detalii viața. When I was born, it was Romania. Eveniment sportiv inedit pentru Reghin. Sala multisport din Parcul Tineretului a provocat pe reghineni, indiferent de vârstă și pasiuni, să facă sport. Acțiunea a avut loc miercuri 1 iunie în sala mare de sport din Parcul Tineretului. Cei prezenți au alăturat grupelor de copii care învață dansuri și apoi practicanților de fitness extrem, iar cei care n-au avut destul curaj au rămas pe margine și au aplaudat. Toți au contribuit cu donații pentru Sebi, copilul de 12 ani din Batoș, care are nevoie de sprijin financiar pentru a se vindeca. Reghinenii au răspuns pozitiv la invitația sălii multisport din Reghin de a-și începe vara în pași de dans și cu energia specifică fitness-ului. Miercuri 1 iunie au fost prezenți în sala mare de sport din Parcul Tineretului pentru a le oferi copiilor șansa de a descoperi farmecul și beneficiile dansului. Apoi, cei mari, dar și cei mici, au încercat un antrenament de fitness extrem. Scopul evenimentului nu a fost doar promovarea sportului alături de președintele Federației Române de Culturism și Fitness, reghineanul Gabriel Toncea, ci și sprijinirea lui Sebi prin donații. Este copilul de 12 ani din Batoș care are nevoie de ajutor pentru a se vindeca. Vă mulțumim tuturor că sunteți în această seară aici. În fiecare zi a vieții facem alegeri. Dumneavoastră ați ales astăzi să fiți aici. Și pentru aceasta, organizatorii și eu, personal, vă mulțumim. Aplauze pentru toată lumea!
După ce copiii și-au prezentat o parte din coreografiile învățate alături de antrenoarea Andra Marian, a fost rândul celor mari să treacă la mișcare. Astăzi am avut un tabata, este un antrenament pentru orice persoană, indiferent de vârstă, sex. Sper că s-a simțit toată lumea bine și eu, la rândul, m-am simțit extraordinar. Un asemenea antrenament practicat pe termen lung, ce beneficii aduce? Beneficiile? Te face mai tânăr, mai frumos și îți dă o stare de bine pe care cred că nu poate să-ți dea nimic. De cât timp practici fitness? Fitness de un an de zile, dar am mai făcut înainte sport, deci total 2 ani. Ce beneficii ai observat că are acest sport? Are foarte multe beneficii. În primul rând, îți modelează corpul. Știu pe propria piele, deoarece am fost o persoană cu multe kilograme și am slăbit foarte mult și m-am modelat. A fost o acțiune foarte reușită, mă bucur și felicit organizatorii, a fost chiar deosebit. De ce recomanzi fitness-ul? Îl recomanzi? Da, efectiv e o acțiune foarte interesantă, e o activitate foarte plăcută, ne umple de energie și chiar recomand tuturor. Pot să mărturisesc că viața mea s-a schimbat în ultimul an și jumătate de când am descoperit fitness-ul, un sport pentru care îi mulțumesc domnului profesor Gabriel Tonchean. Cu adevărat mi-a schimbat viața. Cred că ceea ce se întâmplă astăzi este un nou început pentru mulți oameni care sper că astăzi au descoperit cât de plăcut și de bine e să facem mișcare. Ceea ce s-a întâmplat astăzi va fi și la anul și mulți ani de acum încolo. Promit că Lex Move va avea multe ediții. Sigur, nu e ușor să organizezi un asemenea eveniment prin care să promovezi sportul și cred că de fiecare dată există oameni care vă ajută. După cum bine am văzut cu toții la Reghin, chiar sunt făcuți, oamenii sunt făcuți pentru sport, își doresc să facă sport și această seară mi-a fost încă o notă clară a faptului că Reghinul merită sport. E important să mediatizăm un asemenea eveniment, să promovăm sportul până la urmă. Sigur, acesta este conceptul nostru a echipei de la Reghin TV, să promovăm, să mediatizăm pozitivul. Întotdeauna am gândit-o astfel. Pe de altă parte, faptul că în această seară s-a făcut mișcare, ideea de mișcare pentru familie și, cum spunea, mintea sănătoasă în trupul sănătos, e foarte important pentru toți dintre noi. Coincidența fericită că este 1 iunie, o zi deosebită. Copiii noștri, copiii comunității merită să aibă și o astfel de sărbătoare și, cum spunea Gabi, va fi o continuitate și asta este foarte important. Pe de altă parte și să nu uităm de partea de caritate, să fim alături de Sebi care, copilul din Dedrat care este într-o grea suferință și cu siguranță comunitatea se va mobiliza și va fi alături de el. Vreau să-i mulțumesc Andrei Marian, care nu doar că este antrenorul din cadrul clubului nostru, respectiv antrenorul care predă dans, ci este un bun organizator. De asemenea, vreau să-i mulțumesc și lui Dani Oroian, care predă fitness extrem la noi la sală. Împreună am format o echipă extraordinară, iar cu voi, cei care participați și sunteți alături de noi, am reușit această acțiune. Eu zic că a fost un eveniment foarte frumos, foarte reușit. Mă bucur că au venit reghinenii în număr așa de mare să fie alături de Sebi și de noi și sper că prin această acțiune i-am făcut să vrea să facă sport, pentru că sportul înseamnă sănătate și îi așteptăm la sală în fiecare zi. Cum ți s-a părut că a reacționat lumea, atât cei care au participat, cât și cei care au asistat? Eu zic că au fost încântați, am citit așa fericirea pe chipurile lor, să spun, și îi așteptăm și la anul. De ce nu să facem ediția a doua tot așa de 1 iunie, de ziua copilului? Continuate! Am uitat să primești un ciocolat. Ai fost cea la care...
Festivitatea de absolvire de la Liceul Tehnologic Petru Maior a fost informația care a trezit cel mai mare interes în ultimele 24 de ore pe site-ul jurnaldereghin.ro. Astfel, rubrica Jurnal Plus, în care ați urmărit discursurile de la festivitate, a fost cea mai accesată. Pe locul secund a fost știrea realizată cu aceeași ocazie a absolvirii, iar pe locul 3, în topul audienței, s-a clasat știrea despre premiul de excelență în matematică oferit de Fundația Ilisan elevilor Georgiana Stuparu și Paul Sorin Cotoi. Și pe pagina de Facebook Dareghin TV, cel mai mare interes l-a trezit rubrica Jurnal Plus, care a prezentat festivitatea de absolvire de la Liceul Petru Maior. Pe locul secund a fost știrea care a cuprins interviurile realizate cu această ocazie, iar pe locul 3, în topul audienței, s-a clasat reportajul despre premiile în bani acordate de Fundația Profesor Ilisan pentru excelență la matematică. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV. Rămâneți alături de Dareghin TV. Joi 2 iunie, ora 19, este emisiunea Reghin Exclusiv. Îi puteți revedea pe instructorul sportiv Radu Crișan, artista plastică Maria Mera și jurnalista Mirela Cornea. La ora 21 este emisiune de dezbatere electorală, Reghinul decide. Vineri 3 iunie, ora 19, Andrada Șerban realizează o nouă ediție Sculpt TV. Tot vineri, dar de la ora 20, vă invităm să urmăriți finala emisiunii concurs Pot să fiu o stea, sezonul cu numărul 6. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute rubrica Jurnal Plus, apoi jurnalul de astăzi și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Astăzi neîncăpătoare și nu pentru faptul că am luat parte la reușita unui exercițiu de evacuare, așa cum s-a întâmplat în numeroase rânduri, ci pentru a marca în mod festiv momentul de absolvire a clasei a 12-a de către elevii Liceului Tehnologic Lucian Blaga din Reghin, promoția 2012-2016, unul dintre cele mai emoționante momente pe care un elev, un profesor sau un părinte îl poate trăi. Natura ne aseamănă, educația ne deosebește, spunea Confucius. Cât adevăr tale acestui înțeleg care a intuit cu milenii în urmă importanța pe care o are în formarea caracterului unui om, în configurarea unei personalități complexe. Prin datele biologice pe care ni le-a oferit nouă ca specie umană ne aseamănă, educația este cea care reușește să ne deosebească, cizelându-ne anumite trăsături, dezvăluindu-ne anumite abilități și competențe, lustruindu-ne mintea și sufletul prin accesul la mințile și sufletele a numeroase personalități științifice sau cultural-artistice. Liceul Tehnologic Lucian Blaga este o astfel de instituție care și-a propus și își propune în continuare să ofere elevilor un act educativ calitativ, astfel încât cei 4 ani pe care elevii petrec în școala noastră să reprezinte nu doar o carte de vizită pentru aceștia, ci și o rampă de lansare pentru viitorul lor, fie că urmează studiile superioare, fie că se înscriu în câmpul muncii. Dacă în septembrie 2012 începea existența de licee în acestor elevi, care visau în acele momente la o viață de liceu plină de experiențe inedite, acum, în iunie 2016, elevii acestei generații încheie o perioadă a vieții lor
de care sunt convins că își vor aminti cu plăcere, pentru că se suprapune peste vârsta adolescenței, o vârstă a căutărilor, a tatonărilor, a drumului către maturizare. Cred că una dintre cele mai mari satisfacții pe care o are un profesor de liceu este să vadă cum elevii care vin în clasa noua cu mintea încă a unor copii ajung la finalul clasei a 12-a niște persoane mature care știu ce își doresc de la viață și care sunt pregătite să dea piept cu provocările existenței. Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce, spune Aristotel. Dragi elevi, a sosit momentul să vă bucurați de eforturile pe care le-ați depus în cei 4 ani de liceu, să adunați roadele ieșite din semințele sădite de voi la începutul liceului, să gustați din dulceața fructului la cărui dezvoltare armonioasă am contribuit cu toții, elevi, profesori și părinți. Și ce poate să încununeze anii de liceu dacă nu examenul maturității, bacalaureatul, pe care așteptăm să-l promovați și care va reprezenta vârful icebergului, culmea pe care va trebui să o cuceriți. Suntem încrezători că am sădit în voi cele mai nobile sentimente și că v-am transmis. Cunoștințele și abilitățile necesare pentru a putea face față nu doar acestui examen, ci și examenelor vieții. Și dacă în timp veți uita unele dintre lucrurile pe care le-ați învățat în școală, aduceți-vă aminte de aceste cuvinte. Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat. Am convingerea că în acest proces al educației v-ați format caractere puternice, v-ați antrenat mintea și v-ați cultivat sensibilitatea și că toate acestea vă vor ajuta să priviți cu încredere viitorul și să reușiți în ceea ce vă propuneți. Dragi absolvenți, vă felicităm pentru reușita voastră și vă mulțumim pentru că ați avut încredere în noi, ca dascăl și ca oameni. Vă suntem recunoscători pentru experiențele frumoase pe care ne-ați dăruit, experiențe care ne-au îmbogățit sufletește și ne-au menținut spiritul tânăr. Să vă păstrați și voi spiritul tânăr, dorința de mare și de perfecționare, să nu încetați să îndrăzniți, să aveți încredere în potențialul vostru și în capacitatea fiecăruia de a se autodepăși. Multă baftă în viață, mândri și frumoși absolvenți ai Liceului Tehnologic Lucian Blaga. Domnilor directori, domnilor profesori, dragi copii și dragi părinți și frați, surori, bunici, este o zi minunată pentru voi și să nu vă supărați că plouă, ploaia aduce noroc, aduce belșug. Și vă doresc această zi de răscruce din viața voastră să fie de bun augur, să aveți succes în tot ceea ce faceți, să vă desăvârșiți educația, dar să reveniți în Reghin ca și forță de muncă de înaltă calificare, să ajutați la dezvoltarea municipiului nostru, iar noi să fim mândri de voi așa cum suntem și acum. Sunteți extraordinari, frumoși, bine pregătiți, sănătoși, vă așteptăm cu drag revenirea în Reghin. Să fie o zi bună pentru voi și toată viața la fel. Dragi elevi, dragi părinți, dragi invitați, dragi colegi profesori, și eu vreau să fiu foarte scurt, pentru că în asemenea momente degeaba vorbim mult, fiindcă toată lumea se gândește la altceva. Deci, de aceea vreau să vă spun doar tâlcul poveștii mele. Veți avea un bacalaureat, apoi intrați la facultate, și la facultate trebuie să dovediți că vreți să trăiți pentru viață. Adică, încercați să țintiți cât mai departe posibil, chiar atunci când veți fi studenți, să nu vă gândiți la faptul ce bine că am ajuns la facultate, ci gândiți-vă ce va urma după facultate. Așa veți fi proprietari, așa veți fi oameni cinstiți, așa veți fi oameni aplaudați de alții. Vă doresc succes la bacalaureat, vă doresc succes la facultate. Numai bine! Absolvenții Liceului Tehnologic Lucian Blaga, promoția 2012-2016. Începem cu clasa a 12-a, profil matematică informatică intensivă engleză, diriginte Rada Adriana și Rotaru Bianca. Clasa a 12-a B, profil filologie, secția maghiară, dirigintă Trescan Cristina.
Clasa a 12-a C, profil filologie bilingvă engleză, diriginte Sigar Tăuradu. Clasa a 12-a D, filologie intensiv franceză, diriginte Coșoarcă Cristian. Clasa a 12-a E, turism, secția maghiară, diriginte Șicăș Devente. Clasa a 12-a F, științe sociale, din diriginte Bucinalina. Și încheiem cu clasa a 12-a H, profil turism, diriginte Costescu Mihaela. Avem bucuria de a vă anunța că această generație are nu unu, nu doi, ci trei șefi de promoție. Este vorba despre Rusu Alexandra din clasa 12-a C, Rusu Cris din clasa 12-a C și Petrișor Dragoș din clasa 12-a A, având media pentru cei 4 ani de liceu 9,97. Felicitări! Simțim că ne despărțim de o etapă importantă a vieții noastre. Simțim că a sosit timpul să mergem mai departe. Oricât de mult am dorit să oprim timpul în loc, realizăm că anii de liceu au luat sfârșit. Și da, avem convingerea că au fost cei mai frumoși ani din viața noastră. Însă, nu putem uita un lucru, sau mai multe. Amintirile care ne leagă de această perioadă pun alături de noi și profesorii. Pe dumneavoastră! Ați fost alături de noi 4 ani de zile, și la bine, dar și la mai puțin bine. Distinși profesori, dragi colegi și prieteni, iată-ne ajunși la finalul celor 4 ani de liceu, încheind o etapă a vieții noastre care ne-a lăsat amintiri profunde, de care ne vom aminti mereu cu drag, dar și cu tristețe, melancolie, fiind conștienți de faptul că această experiență nu va mai fi repetată. Aș dori să încep prin a mulțumi tuturor cadrelor didactice care ne-au oferit sprijin, îndrumare și care ne-au fost modele de urmat în acești 4 ani de tranziție. Suntem convinși că fiecare dintre noi păstrează un loc special în inimile noastre pentru dumneavoastră. De-a lungul acestei perioade au fost nenumărate situații dificile în care ne-am regăsit presați de responsabilități, examene, dileme, însă dumneavoastră ați fost cei care ne-ați ajutat să găsim cea mai bună soluție și să învățăm câte ceva din fiecare experiență trăită. Liceul a fost locul în care, mai presus de toate, am reușit să ne creăm o a doua familie. Cu toate că au fost nenumeroase conflicte, am reușit mereu să trecem peste ele și să întărim legăturile existente între noi, creând astfel prietenii de durată, pline de momente unice, de neuitat. Principiile despre care am învățat, ideile cu care am făcut cunoștință, experiența acumulată de-a lungul acestor minunați ani, ne vor rămâne mereu întipărite în inim și în minte. Această perioadă de timp a însemnat schimbare, șlefuirea noii identități, iar cu acest prilej ne-am format cu toții personalitatea, însușindu-ne valorile care ne-au fost dragi sufletului nostru. Anii de liceu sunt adesea definiți ca și cea mai frumoasă perioadă din viața unui individ și pe bună dreptate, întrucât acești ani aparțin etapei adolescenței. Acum, la fel ca în clasa a noua, vom păși stângaci spre următoarea treaptă signifiantă a vieții. Sunt ferm convins că putem admite, fără a ezita, că am moștenit cu toții un pachet de competențe și abilități care vor constitui o bază capitală în dezvoltarea noastră de mai târziu. Lucru ce nu era posibil în lipsa acestor ani la Lucian Blaga Reghi. În numele tuturor elevilor din lume, vrem să vă mulțumim pentru toată dragostea cu care ați tratat educația până astăzi. Mulți dintre voi v-ați cheltuit cei mai frumoși ani de viață. Unii chiar v-ați îmbolnăvit în această sarcină dificilă. Sistemul social nu vă prețuiește pe măsura importanței voastre, dar fiți siguri că, fără voi, societatea nu are nicio perspectivă, cerul nopților noastre nu are stele, sufletul nostru nu este sănătos, emoția noastră este lipsită de bucurie. Vă mulțumim pentru dragostea, înțelepciunea, lacrimile, creativitatea și perspicacitatea voastră în clasă și în afara ei. Lumea poate să nu vă aplaude, dar cunoașterea clară a științei trebuie să recunoască faptul că voi sunteți profesioniștii cei mai importanți ai societății. Domnilor profesori, vă mulțumim foarte mult, dumneavoastră sunteți maestri vieții.
Ea va fi mânată elevilor de clasa 11-a, reprezentanților elevilor din clasa 11-a, Citirică Ștefan 11-a, Sente Noemi din 11-B și Matei Diana din 11-C. Îi rugăm și pe ei să facă un tur de onoare. V-am regăsit. Berbec, ai în față o zi destul de zbuciumată, în care și gândurile bune vor fi atinse de viteză, de nevoia de a arăta că poți modifica orice situație fără să ții cont de ceilalți. Taur, ar putea fi o zi tensionată dacă te vei lăsa în voia dorințelor puternice, cele care te cuceresc și nu te mai lasă până nu se văd împlinite, ca și cum ar avea o voință proprie. Gemeni, se anunță fel de fel de complicații pe plan profesional sau doar în cel al imaginii sociale. Este important să nu reacționezi așa cum îți trece prin cap pe moment. Rac, pui la îndoială totul, de la planurile de viitor până la înțelegerile cu persoanele suspuse, care ți-au promis sprijin. Vei culege roadele acestor atitudini și nu îți vor fi pe plac. Leu, ai nevoie de restabilirea încrederii în capacitatea ta de a te ridica, oricât de complicată ar fi devenit situația, dacă aceasta este un proces care implică atenție permanentă. Fecioară, este important să reții că problemele cele mai multe ți le provoci singur, prin refuzul de a coopera cu cei din jur. E drept că nu te pot forța, dar nici nu te pot ajuta. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Continuăm previziunile astrale pentru vineri. Balanță. S-ar putea să te trezești în situații răsturnate, ca și cum cei din jur ar refuza să se țină de promisiunile făcute. Poate că s-au răzgândit sau sunt de altă părere în acest moment. Scorpion. Dacă vei fi suficient de atent, vei observa că trăiești un proces foarte profund și amplu de schimb cu cei dragi. Dai și primești exact ce oferi imediat. Săgetător, te ocupi de mediul intim, de familie și de propria persoană și e de departe cel mai bun lucru pe care îl poți face acum. Ai nevoie de acest repaus aparent. Capricorn, probabil că vei reuși să te sustragi celor mai agresive influențe, de exemplu, celor care vin de la prietenii care nu merită acest nume. E nevoie de prudență în tot ceea ce faci. Vărsător, chiar dacă ai impresia că ai pierdut firul evenimentelor și sensul acestora începe să îți scape, tot e necesar să fii atent la ce faci și ce dai de înțeles celorlalți. Pești, te poate vrăji dorința de a te vedea proiectat în viitor atât de mult încât prezentul să devină o sursă de nemulțumire. E de ajuns să fii conștient de această tentație și va dispărea de la sine. Acestea au fost previziunile astrale pentru vineri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Vineri, cerul va fi acoperit de nori în mare parte a zilei. Termometrele vor indica, în Reghin și Târgu Mureș, valoarea de 22 de grade. Pentru Luduș și Iernut sunt estimate 23. 22 de grade vor fi în Sighișoara, 21 în Batoș, iar pentru Sobata sunt estimate 19 grade. În Stânceni, maxima va fi de 15. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, cerul va fi acoperit de nori. Pentru Brașov sunt prognozate 20 de grade Celsius.
22 de grade vor fi în Bistrița și Cluj-Napoca, iar la Sibiu vor fi 21. Pentru Alba Iulia sunt estimate 22 de grade, iar în București temperatura maximă va fi de 25 de grade. Vineri noaptea vom avea parte de furtuni și fulgere. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 10 grade, iar în Târgu Mureș 12. Pe parcursul zilei de sâmbătă, cerul va fi acoperit de nori. Pentru Reghin sunt prognozate 22 de grade, iar în Târgu Mureș vor fi 23. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Alisa Ilieș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!